Sorana nu mai câștigase un meci la Melbourne din 2014. Anul următor a fost eliminată în runda inaugurală, iar în 2016 nu a participat din cauza coeficientului slab. Sorana s-a impus lejer în fața rusoaicei Koromancheva, locul 95 mondial. Târgovișteanca a câștigat cu 6-2, 6-1. Următoarea adversară a Soranei va fi Carla Suarez Navarro, din Spania, favorită numărul 10 a turneului. Suarez Navarro a învins-o în runda inaugurală cu scorul de 6-2, 6-2 pe Iana Cepelova din Slovacia, locul 102 WTA. Anul trecut, pe vremea asta, eram în Brazilia și mi-aduc aminte că mă uitam la televizor și îmi venea să plâng de frustrare. E foarte greu pentru un sportiv să simți că mai vrei, că mai poți și corpul practic să nu te mai țină. Cred că a fost o lecție de viață, a vorbit Sorana după victoria de luni.